Vrei să mă întrebare apart. Primind la rectificarea și modificarea bugetului primăriei, s-a aprobat pe anul 2016. Raportor, după câte țineți minte, la o ședință Consiliului, eu am anunțat că contul nostru a venit, avem un supravenit la impost venit persoană fizică aferente de declarațiilor depuse, de 317.000 lei și copeci, ei practic mers 318, plătite de domnul Roșuor. La ședința mare anterioară, noi am aprobat pentru construcția drumului și la suma de 243.000 de lei și copeci pe întrebare. Rămâne o sumă. Am corelat devizul și al de atunci, care a fost inițial, am mai modelat și s-a vorbit că el e 239 de mii lucrări care trebuie să înceapă. Rămâne suma de 78 mii lei care se propune să fie distribuită după cum urmează. 46 mii lei la drumuri și 32 mii lei la asistența socială. Drumuri, asta înseamnă. Vă aduceți aminte că atunci noi s-au alocat 30 mii lei pentru drum și al Valerii Țapănoscu, pentru chitonare. Atunci nu au fost sumele, este încă puse așa, mă iapun. Și 16 mii lei dintre înșuri 346 rămân pentru tot la drum, dar cred că să margă la drum și ala în continuare, mai sus în formă. Da, să ajungi la drum. Da, și acolo cu lumea știți că am povestit că asfalt maturare, asfalt și așa mai sus. 32 mii lei ține de alocarea câte 200 de lei pentru fiecare combatant care a participat la războiul de pe Nistru în legătură cu 25 de ani de la declararea independenței. Noi avem 96 de combatanți. Asta constituie suma de 19.200, 12.800, asta ține de ajutoare unice acordate conform contractului colectiv de muncă, care ies oameni la pensie, la care îl decedează soții sau rudele de gradul 2. La moment avem 5. Restul sumei care rămâne s-o putem pe viitor până la sfârșitul anului, că mai rămâne acolo din 2.800, dacă scotem 5.000 care ies la pensie, care sunt la moment acolo, de că dumneavoastră de citirii cererilor, de acordarea unui material în sumă de 1.000 de lei. Eu de la pensie, avem parmi și două persoane și trei cu decesi sau invers, cam așa. Iată, asta, modificare și rectificare la buget spune. Astea sunt unici supraveniturile la articolul dat. Noi alți supraveniturile până nu mai avem. Am confundat eu. Ați omis. Eu am confundat. Nu, am noi aici. Codul. 30.000. Păi el e ocurcat. Acele noi ne-am aprobat, trebuie să-ți spupie. Nu. Și am confundat ceva. Da, da. Și îmi spui, nu, nu să cunosc, dar trebuie să spui datorie la pod. 30.000 la pod. La cavarmană. Da, eu și-a spus. La podul este ea, da, eu așa n-am anunțat. Deci am trecut după câteva, e corect, cer scuze. După câteva ani s-au făcut segmentul ăsta, drum cu podul ăsta, canal și al de evacuare ape. Noi atunci, în devizul la care a fost inițial, nu au fost inclus toate lucrările. Și cu băieții și ala, așa cu anterioare, ne-am înțeles așa, pe urmă fi. Dar ne fiind finanță, sub cuvântul meu, nu știu, parcursul anului ăsta, vom rezolva întrebarea și cu lucrările și ele suplimentare care au fost executate de dânsul. Și costau ușurile de lucrări. Acolo, mă rog, devizul a fost făcut de către secția construcții. El nu a manifestat măsurile complete. În al doilea rând, noi am hotărât atunci să lărgim drumul. El a moat 7 metri. El inițial în polonieni, l-am lărgit din podest până în podest. Și efectiv a apărut să aici o suprafacare de beton, de armatură, de lucrări. Canalul de evacuare a apelor, acolo ei au fost măsurat atunci când a fost mai scurt. Dar s-au mai modificat, s-au lărgit, efectiv a apărut ocupatorul. Eu cu dumnealui am stat săptămâna asta, el ar să vină de sus cu deplasare. Și am socotit încă o dată toate volumele și ieșim la 30.000 lei. Iată că asta e și cu segmentul ăsta. Asta e o datorie care e făcut, ies poate verifica în oricare moment, vine și dumnealui, ies comisii, ies nu, dacă nu mă credeți mine. La următoarea ședință să prezentați și gata. Asta e modificat. Și țin, stați, domnul consilier. Deci, mai am așa anunț. Și arată cu... Știu, ia că mai sunt cereri cu finanță. Ele azi nu o să fie examinat. De terminat, supraveniții nu avem. Ele state trebuie de îndeplinit, dar asta pe urmă. Noi supravenitul la alte articole nu le avem. Asta e unicul articol cu plătit așa omul și ala impozitul. Este odată, unic. Care el nu a fost planificat la noi la venit în buget.
tendința plății sau plății impozitor lunar, la noi, până când, din spus contabil, care verifica, încă nu cifre concrete, merge bine, în jur la 80-90% merge lunar. Din ce e și planificat. Adică așa cum și asta, noi dacă îndeplinim bugetul la parte de venituri, în măsură de 70-80%, avem dreptul să facem așa niște tendințe să planificăm, tipuri pe la fin de an, a să împlinească 100% sau și mai mult, la unii articuri poate fi. Adică noi vom putea, din supraveniturile, aloca careva bani din decizia posibilă la alte necesități care sunt stringente și trebuie. Asta e tot. Asta e răspunsul material. Ei, vorim la vot? Da. Sini pentru modificarea bugetului 2016, deci 2018. Eu dau, ei da, mă rog, e că proiectul decizie. Numărat vot. Un anum. Doi, dar cum? Stran. Normal e lămurit de atât. Da?